În porturile de la malul Mării se aflau luni dimineață 44 de nave sub operare. Cele mai multe dintre acestea, 40, erau în portul Constanța, iar alte 4 în portul Midia. Navele sub operare aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, laminate sau cherestea. De asemenea, potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, în rada portului Constanța erau în dimineața zilei de 5 iunie 11 nave, dintre care 9 așteptau pentru operare, iar alte 2 nu aveau operațiuni portuare. La avizări, luni dimineață, potrivit raportărilor, erau 6 nave, toate pentru portul Constanța.